Minora a fost internată ieri pe secția ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Tânăra le-a spus medicilor că ar fi fost violată în curtea școlii din comuna Movileni. Cadrele medicale au anunțat imediat autoritățile locale. La Spitalul Județean de Urgență Slatina s-a prezentat în ziua de ieri o pacientă minoră de 13 ani, însărcinată, cu o vârstă a sarcinii de 33 de săptămâni, care a prezentat simptomatologie specifică pentru această perioadă a sarcinii, acuzat contracții uterine dureroase. Starea generală este bună, fătul și sarcina sunt în siguranță. Poliția a deschis o anchetă și îl caută pe cel care a întreținut raporturi sexuale cu minora. Se pare că fata știe cine este tatăl copilului, dar refuză să spună. Dacă se va stabili că a fost viol, autorul va fi cercetat pentru această infracțiune. În cazul în care se constată că tânăra a fost de acord să întrețină relații sexuale cu el, bărbatul tot va fi cercetat pentru că fata este minoră, spun polițiștii. Poliția s-a sesizat, în cauză se efectuează cercetări pentru identificarea autorului, urmează să fie audiată și minora, la final fiind dispuse măsurile legale. Copila provine dintr-o familie dezorganizată, părinții sunt despărțiți, iar mama are probleme de sănătate. Primarul din Movileni, Sorin Toma, spune că a fost șocat când a aflat despre cazul tinerei, întrucât aceasta a învățat bine la școală și nu a creat niciodată probleme. Am înțeles că doamna director a luat legătura cu fata, a văzut-o că se cam îngreșase și a spus că are glandă hormonală. Au făcut o anchetă înainte, da. Spunea prin copii. Fata și că era bună la învățătură. Am anunțat, am făcut o anchetă, am anunțat direcția copilului. De la începutul anului, 31 de minori au născut la spitalul din Slatina. Medicii trag un semnal de alarmă în rândul mamelor tinerelor. Trebuie urmărite mai atent, mai ales la această vârstă și foarte importantă este comunicarea, spun cadrele medicale. În prezent, minora din Movileni este consiliată de un psiholog, iar după ce va naște, va lua copilul acasă. Mama fetiței le-a spus medicilor că nu se pune problema ca bebelușul să fie dat în grija statului.